Nu sunt singurele investiții ce s-ar putea desfășura în anul 2014 în județul Gorj. O delegație de chinezi ce a vizitat județul în acest an s-a arătat interesată de a derula mai multe proiecte în Gorj. În 2014, în 2015 o să apară realizări importante. Chiar vă spun și zilele acestea. O să am 3 întâlniri cu 3 investitori din 3 țări diferite care doresc să vină să investească la nivelul județului Gorj. Dacă ne ajută Dumnezeu să mai prindem încă un proiect, două, la începutul anului 2014, creare de mai multe locuri de muncă, o să fie mai bine. Prin noile investiții în județul Gorj se vor crea mai multe locuri de muncă pentru cetățeni.